motivul pentru care tu ai putea să faci un Facebook Live este un eveniment tare interesant în care tu lansezi ceva nou. Lansezi un produs nou, lansezi un serviciu nou și oamenii au nevoie de o introducere despre ce el reprezintă, care este audiența și așa mai departe. Dacă tu, de exemplu, ești un artist sau un creator, atunci în cadrul la o sesiune de Facebook Live tu ai putea să le arăți oamenilor studioul tău sau, de exemplu, cum tu creezi ceva de la zero până la produsul final și într-un fel să le dai oportunitatea ca ei să vadă în timp real cum tot asta se întâmplă. Facebook Live trebuie de făcut în cazuri sau cu ocazii speciale și super mega exclusive. Tu poți să spui scopul ca în urma Facebook Live-ului tău să vinzi mai multe produse sau să-ți crești traficul pe website sau din contră, tu pur și simplu vrei să interacționezi cu audiența ta și scopul tău este să primești cât mai multe comentarii, cât mai multe întrebări și să ai oportunitatea să răspunzi oamenilor. Trebuie să pornești în primul rând de la audiența pe care tu o ai. De exemplu, publicul tău țintă sunt elevii, studenții. Respectiv, în timpul anului școlar, tu niciodată nu o să faci un Facebook Live de dimineață când ei sunt la școală, dar tu o să-l faci seara, atunci când ei dăm o terminat lecțiile, au adăugătoarele și în perioada până ei s-au apucat de ore, au acolo ceva timp ca să stai cu nasul în telefon. Oamenii care stau pe Facebook sau pe alte rețele de socializare, atenția lor este foarte, foarte scurtă. Și de aceea, maximum, Facebook Live ar trebui să dureze 30 de minute. Eu cred că tu trebuie să ai chestii de bază. Chestia de bază este să ai telefonul, să ai o conexiune bună la internet. Și chiar dacă acum noi avem parte de o piață foarte mare de tehnologie, eu cred că the basic care tu ar merita să investești în afară de telefonul tău, asta este o chestie pe care tu, tripodul pe care tu să pui telefonul, pentru că nimeni nu vrea să uite la imagini care se dârdăie. Asta este pur și simplu un suport în care tu fixezi telefonul și doar dacă tu vorbești foarte tare și sau ești într-o încăpere, nu la balcon, de exemplu, unde se aude cum mașinile trec și nu ai lavalieră ca să captezi doar sunetul care vine de la tine, atunci un microfon extern ca să se audă foarte bine ce ești tu vrei să le spui oamenilor. În primul rând să ai un plan, să știi concret lucrurile pe care tu vrei să le discuți în timpul live-ului. Dacă tu ai un invitat, atunci clar că tu practic te pregătești ca de un interviu. Alegeți cu grijă persoana pe care o puneți atunci când are loc Facebook Live-ul, pentru că persoana vă reprezintă, ea devine ambasador. Dacă noi să luăm un live de o durată de 30 de minute, așa că odată la 10 minute tu ar trebui să reintroduci tema live-ului, să spui încă o dată cum te numești, să te saluți cu oamenii, pentru că oamenii nu toată lumea se conectează și stă cu tine fix până la sfârșit. Un mod interesant în care tu ai putea să interacționezi cu audiența ta este dacă în timpul live-ului tu ai avea un giveaway. Giveaway asta înseamnă tu sau oferi un produs, sau oferi un voucher, sau le oferi o reducere, sau le oferi whatever. Și de obicei, cum noi practicăm, este că la începutul live-ului se adresează o întrebare și după asta oamenii comentează. Și cine primul a comentat, același ia giveaway-ul acasă. Și scopul a avut live-ul. Dacă live-ul a fost pur și simplu tu să prezinți că tu ai un speaker și după asta tu anunți că ai un eveniment undeva mâine la ora 6, atunci tu o să te uiți câți oameni au venit sau câți oameni au comentat. Tu adresezi o întrebare în timpul live-ului, tu vezi, de exemplu, care sunt răspunsurile. Dacă a fost ca live-ul pur și simplu să-l vadă cât mai mulți oameni, atunci te uiți la minutes viewed și atunci o să înțelege impactul pe care l-a avut Facebook live-ul tău.